Aurel? Mm-hmm. Aurel? Da. Bun. Bine. Puteți să mergeți așa un pic prin casă ca să vedem care este. Se mai aude ceva? Alo? Se aude? Aud? Bun, bun. Acum? Da. Eu o să stau mai mult aici, în zona asta. Și după aceea, la urmă, o să mergem în camera de spiritism. Alo? Se aude? Da, vorbiți cât de tare vorbiți dumneavoastră, așa, în mod normal. Alo? Cam așa. Însă cel mai ciudat e atunci când ghidez la grupuri de orbi. Și a trebuit să modelez discursul astfel încât să evit cuvinte de genul în partea, nu știu care, puteți vedea, nu știu ce. Sau aici se află nu știu ce, care aici, care puteți vedea, că nu puteți vedea. Și în legătură cu faptul că HD-ul nu o vedea, doar auzea. Mm-hmm. Nu chiar. Nici nu o vedea, nici nu auzea. Era un medium și spiritul poseda, iar mediumul scria mesajul pe o foaie, pe un manuscris. Deci, practic, mâna mediumului și mintea lui se afla sub, era posedat de spirit. Deci nici nu vedea, nici nu auzea. Da. Și după aceea, brusc, mediumul se trezea din starea aia de trans. Cine a plătit bine aici? Nu știu, că eu sunt aici de 5 ani. Probabil, o fi fost. Nu, acolo este altceva, este... Este pur și simplu. Da, nu, mai e. Sunteți toți? Sunteți toți? Nu, mai am. Se va ocupa audiții la proiectul acesta. Concerte. Se da. Cu ce ocazie? Când se naște HD-ul, când se naște Iulia. Sunteți toți? Da. Bine ați venit. La castelul Iuliei HD-ul, castel construit de către savantul Bogdan Petniceiu HD-ul, în memoria fiicei sale Iulia, cea care la 4 ani știa deja să scrie și să citească. Ne aflăm în biroul savantului Bogdan Petniceiu HD-ul, locul în care acesta a continuat să muncească după moartea fiicei sale, deși munca pentru HD-ul nu mai avea rost. Pentru cine să mai muncească odată cu pierderea fiicei sale? Dar HD-ul a continuat lucrul la noua lui filosofie, spiritism. Diferența dintre savantul HD-ul și fiica lui a fost aceea că HD-ul s-a concentrat asupra materialismului, în timp ce Iulia a ales calea spirituală, dragostea și poezia, pictura, arta. Și acum despre gaură? Ședințele de spiritism aveau loc în camera din spatele acestei găuri, noaptea pe întuneric. Doar pe aici pătrundea lumina. Toate ferestrele castelului sunt sub formă de vitralii și prezintă și oglinzi paralele. Lumina este purificată de vitralii și multiplicată la infinit, îndumnezeită de oglinzile paralele. Toate ferestrele castelului sunt sub formă de vitralii, dar au și oglinzi paralele. Lumina este purificată de vitralii, mai apoi aceasta este multiplicată la infinit, îndumnezeită de oglinzile paralele. În camera de spiritism. Primul mesaj spiritist primit de HD-ul de la fiica lui a fost: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea, de ajuns,
deocamdată. În această cameră, HD-ul obișnuia să facă și fotografii spiritiste. Sunt fotografii făcute pe întuneric complet. Nici o sursă de lumină. Aici putem vedea un tablou anonim pictat la cavoul de la cimitirul Belu din București, unde este înmormântată familia HD-ul. Putem vedea tristețea pe chipurile părinților. Ne aflăm în templul castelului, aici unde putem vedea trei camere cu vitralii colorate. Vitralile verzi și vitralile albastre reprezintă cerul și pământul, iar vitralile roșii reprezintă culoarea sângelui. Templul castelului este ca o biserică pentru HD-ul, este locul de rugăciune, este locul de meditație. Aici, unde HD-ul obișnuia să vorbească chiar cu Dumnezeu. Așezarea tuturor elementelor care formează templul i-a fost dictată lui HD-ul de către spiritul fiicei sale. Iulia este ctitorul acestui templu. În camera cu vitralii roșii se află pianina Iuliei HD-ul, cea care uneori, ziua, dar și noaptea, poate fi auzită cântând, singură. Deci spiritul Iuliei este încă aici. Aceasta este casa unei familii. O familie completă. Un tată, o mamă și o fiică, o fiică care veghează din lumea de apoi asupra acestui loc. Un loc intim, un loc privat, un loc al iubirii. Tinerii care au batjocorit statuia, mai târziu au murit căzând în baia de acid de la fabrica Steaua Română, de aici din Câmpina. Nimeni nu trebuie să-și bată joc de simbolurile sfinte din acest castel. Totuși, HD-ul a lucrat și la dicționarul limbii române, Etymologicum Magnum Romanie. În 3000 de pagini, HD-ul a explicat toate cuvintele cu litera A și o mică parte din litera B, oprindu-se la cuvântul bărbat. Ar fi lucrat 150 de ani în acest rit. Ce se știe? Ce părere poți să-ți faci despre lucrul ăsta? Dacă spui că crezi în spiritism, în urmă, intri în dispută cu creștinii. Dacă spui că nu crezi în spiritism, atunci cum îți explici existența lucrului ăsta? E ca aia cu spiritul. De ce? Ce suntem noi cu adevărat? Că trupul ăsta e finit, e muritor, e țărână. Dar ție de ce nu-ți face spiritism?
Pentru că eu atunci când m-am angajat aici, nu mă așteptam la așa ceva. Nu știam că locul ăsta e muzeu, credeam că e părăsit. Și uite că nu e părăsit. Tu simți că nu e părăsit? Chiar crezi că Iulia e aici? Tu chiar crezi asta? Păi cel puțin colegiile mele... Păi e regret, dar tu crezi? Păi zice că... HD-ul și alege. Și spiritul și Iulia pe cine să lucreze aici. Tot ce intră în castel trebuie să fie purificat. Iar acolo vedeți oglinzii paralele, acolo unde se află fosta intrare principală în castel. Cine intra trecea printre oglinzile paralele. Imaginea persoanei se multiplică teoretic la infinit între cele două oglinzi. Iar ușile metalice, ați observat că ați intrat printre niște uși metalice, sunt peste tot, și sus, și jos, chiar și la intrarea în castel, pentru a nu lăsa spiritele rele, spiritele inferioare, așa cum le numea HD-ul, să intre. Nicolae Băcescu 1. Suntem în curtea Nicolae Băcescu 2. Suntem în curtea curnacului Nicolae Băcescu, unul dintre marii români pe care a avut această țară. El nu este numai un mare revoluționar, un mare istoric, ci poate lucru cel mai important, este un mare patriot. Este un om care în ultimele clipe ale vieții și-a pus mai presus de viață dragostea de țară. Este un om care spunea deseori prietenilor săi ce contează țara noastră să trăiască. Pentru el asta era lucrul cel mai important. Acum, Nicolae Bălcescu, dubla 3. Nicolae Bălcescu nu a fost numai un mare patriot, ci și un mare istoric. Ioan Ghica, prietenul său cel mai bun, spunea despre Nicolae că la vârsta de 20 de ani a citit tot ce se putea citi. Și atunci el a fost și un vizionar. În 1844 scria despre Prusia că va deveni o mare putere. Și mai mult, ideea lui cea mai importantă a fost aceea că România nu se poate ridica decât cu ajutorul armelor. El chiar spunea și punea accent pe ceea ce a făcut Mihai Viteazu și importanța acesteia în istoria românilor. Chiar le propunea tinerilor români să facă tabăra de apărare a Revoluției nu la râul Reni, ci să o amenajeze la Călugăreni, sperând că în conștiința poporului român acest nume va trezi oareși ce sentimente. Nicolae Bălcescu, ca de altfel și ceilalți revoluționari, nu au fost niște simple statui austere. Ei erau niște oameni normali. Mergeau la teatru, mergeau la baluri, serate, jucau cărți, jucau biliard. Nicolae Bălcescu tot timpul a avut cu el, cât a fost în exil, un joc de șah. Mai mult, el a fost îndrăgostit. A avut dintr-o relație cu Alexandra Florescu un copil, Bonifaciu, un copil pe care, din păcate, nu l-a văzut, dar un copil despre care a știut. Într-o ultimă scrisoare, Alexandra îi spunea: eu, Bonifaciu și ai mei suntem bine, iar Bonifaciu sărută mâna. Ai
Vasie Alexandrii, spune adesea Nicolae Bălcescu, că în inima lui patriotismul ocupă așa de mult loc, încât cu greu crezi că mai e loc și de alte simțăminte. Era loc și de alte simțăminte. Iată ce îi scrie Nicolae lui Luxița la 7 iulie 1847. Iubite prietenă, astăzi la 3 mă dusei la tine, sigur că te voi găsi. Intrai în casă, casa pustie. O bătrână îmi spuse că ai plecat. Un fier îmi pătruse în inimă. Pentru ce să pleci fără să mă aștepți, fără să-mi spui? M-ai făcut tare să sufăr. Pentru ce să te grăbești, Luțico? Simți durerea plecarea ta. Parisul mi se pare pustiu. Astăzi veneam la tine cu hotărârea să te rog să rămâi. Sunt amețit, sunt nebun. Iartă, Luțico, de te-am făcut să suferi, cum și eu ți-am iertat multe suferințe. Oprește-te, Luțico, unde te-ai afla. Păstrează-te, păstrează sănătatea pentru mine, nu pentru tine. Îți mărturisesc, Luțico, ți-o mărturisesc din inimă. E singura prietenă a mea, singura femeie ce iubesc acum, dar te iubesc. Nu uita că liniștea și viața mea atârnă de liniștea și viața ta. E ceea ce îți zic este curatul adevăr. Zici că mă poți întoarce în țară. Ți-o spui în credință că nu mă voi întoarce în țară decât când voi avea nădejdea că te voi găsi. Când aș fi putut să alerg după tine, te-aș fi întors îndată. Anul 1848 îl prinde în Franța, participă și el la Revoluție, chiar a stat 3 zile și 3 nopți pe baricade. I-a scris lui Alexandrii, deci a intrat în sala tronului lui Ludovic Filip, a rupt o bucată de catifea de pe tron, pe care a trimis-o costată scrisoarea lui Alexandrii. Uite, dragul meu prieten, în clipele cele mai glorioase eu m-am gândit la tine. După care face o ședință acolo cu ceilalți studenți, se întoarce în țară pentru a organiza o revoluție și la noi. Împreună cu 3 prieteni, deci cu Ioan Ghica, Cristian Tel și al treilea este Cezar Boliac, va pune bazele frăției, o societate secretă organizată după model francmasonic. El afirmă într-o scrisoare: stăpânirea ne lasă în pace pentru că nu discutăm politică. Dar aceste scrisori erau citite de cenzură. Și în timpul Revoluției, ei tot ce spuneau, spuneau cifrat. Vinul aducă, părinții monmozelei sunt de acord cu nunta, aduc crucea și Biblia. Și Plășanu se gândea, ce cruce, ce Biblie? Ce, și pe asta e că e Revoluția, trebuie să aducă aia și aia. Și s-au ales 4 localități pentru a fi mai mare șansă de izbândă. Nicolae va fi terminat la Telega. Însă imediat după ce a plecat, el a fost trimis să poată să-l aresteze și în timp ce Revoluția este învingătoare doar la Izlaz, Nicolae a stat vreo 2 zile ascuns în porumb. Revoluția este învingătoare și la București după 2 zile și se alege un guvern provizoriu, încep discuțiile. Bălcescu a făcut această proclamație, această Constituție nouă, în care abia a introdus punctul 13, în care se scrie emancipația clăcașilor ce se fac proprietari prin despăgubire. Nicolae, deci, acum era grav bolnav, avea crize tot mai dese, era și soră sa alături de el, îl îngrijea, avea un regim alimentar, arăta de 52 de ani, de 32, deci era foarte, foarte slăbit. El vrea să moară în țară. A vrut să stabilească ba în Transilvania, ba în Moldova, chiar visa să se căsătorească cu o moldoveancă a cărei zestre să o folosească pentru o nouă revoluție viitoare.
Până la urmă va veni către țară. S-a întâlnit la Constantinopol cu Ghica, la Galați cu Alexandrii și a venit până la Nicopole. A trecut Dunărea la turnul. A fost posibil acest lucru pentru că el fiind exilat, n-a avut voie să intre. Și legătura asta cu Marx, care a fost? Înțeleg că a scris? Probabil a luat din operele sale ceva să fi inspirat. Pe asta s-a bazat cumva popularitatea care a avut-o procesul în timpul comunismului? Vedeți, noastră, ce a folosit Ceaușescu din Bălcescu, ar trebui să le folosească orice președinte. Numai că, pentru că a fost vorba de Ceaușescu, ei l-au dat la o parte, l-au scos și din manuale. Din șase manuale, în două apărea Bălcescu. Bălcescu, birou. Tănase, bunicul lui Nicolae, este cel care în 1794 va prelua numele de Bălcescu. De ce Bălcescu? Așa se numea satul, Valea Bălcească. Este drept, astăzi comuna se numește Nicolae Bălcescu pentru omagiu adus lui Nicolae. Și în toată țara sunt alte 12 localități care poartă acest nume. Eu de obicei le spun oamenilor că el s-a născut la București. Da. Deci, practic aici, nu știu dacă a fost. Dar pentru că acolo casa a fost demolată, s-a hotărât că aici unde a trăit familia se facă muzeu memorial. Dar el a trăit aici cât era mic, probabil, nu? Deci eu zic aici, nu știu dacă a fost. Poate odată, dar atunci a fost frate sau barbu. Și a și fost ocupat cu... Deci gândiți-vă că la 20 de ani a citit o grămadă de cărți. A scris, după aceea cu Revoluția, a fost plecat afară, a fost prin țară mult legat. Deci nu știu dacă a venit el și aici. Da, eram curioasă dacă l-a influențat într-un fel peisajul de aici, casa de aici sau nu. Nu. Aici, la Memorialul Nicolae Bălcescu, încercăm să prezentăm acest conac ca o casă vie. De ce vie? Pentru că pentru noi, și sperăm că și pentru alții, Nicolae trăiește. Ștorc se întinde de-a lungul a patru generații. Prima generație a familiei este reprezentată de sculptorul Carl Ștorc, care a fost neamț de origine și care a venit în București în 1849. Stabilit aici, imediat după Revoluția din 48, la scurtă vreme este solicitat pentru a prelua postul de profesor universitar la Catedra de Sculptură din București. Frederic Ștorc s-a căsătorit cu doamna Cecilia Cuțescu, pictoriță destul de renumită în perioada interbelică. Holul în care ne aflăm, cel de la intrare, ne întâmpină deja cu cele două pocăințe, cea de bronz și cea de marmură. În continuarea casei, holul pictat de către Cecilia, imediat după construcția casei, respectiv 1913-1915, lucrarea de frescă reprezintă Edenul în viziunea dânsei, plin de plante, de păsări, de fizionomii feminine. În atelierul de pictură, deci pe fundal, fresca poartă numele Dragostea Pământească și Dragostea Spirituală și cele două ipostaze ale dragostei sunt separate de un portal de piatră care reprezintă o copie de la Bisericuța Colțea.
la piața universității, când intrați în biserica mică de la Colțea, portalul acesta este cel care dă din pridvorul bisericii către încăperile din Naos, Pronaos. Iar el, portalul în atelier, funcționa ca o fântână de interior, din gura leuțului, de acolo curgea apă. Ea era un model preferat, mi-a spus dânsul domnul Botez, Floarea. Cred că Santa, așa după cum are și trăsăturile feței, era o femeie mai dură, mai poate de-aia o fi și denumit o sculptură și după chipul ei o fi făcut nimfa de la artele din sala tronului. Iar ea, Santa, cred că era o tipă mai sensibilă, așa, pentru că în foarte multe tablouri este văzut așa din profil sau invers, cu ochii pierduți, așa totdeauna privește undeva neant. O ființă tare deosebită, așa după părerea mea, că are niște schițe ale dumneai în care foarte mult seamănă ochii cu ochii copiilor din ai lui Tonița, știți? Fără pupilă, fără nu știu ce, dar foarte expresivi, așa. Doamna, și cu rugăminte, puteți să-mi scrieți și mie vreo două, trei propoziții, așa? Ce vă dictez, că nu pot să mă opresc, adică nu pot să vin cu acelea dumneavoastră la masă, că este omul ăla care dă niște găuri acolo și mie să nu zică că de ce l-am lăsat în muzeu la sculptură. Stați că nici nu știu. Ziceți așa, 1904, tinerimea artistică, societatea tinerimea artistică. Societatea sau... Scrieți numai tinerimea artistică, cu ghilimele așa, și scrieți alături societate. Da, da. Și pe urmă 1916-1927, da? Expozițiile cu ghilimele femeilor pictore. Cu literă mare, da? Da, da, cu literă mare. Femeilor? Femeilor, la plural. Pictore și sculptore. Închideți ghilimelele și scrieți asociație a cărei membră fondatoare a fost. 1924, virgulă, participă la Bienala de la Veneția. Veneția, da? Să rămână, hai, lăsați, că eu ajunge, că dacă... Eu cu vocea asta și cu tonul ăsta am ajuns așa ca o obsesie, știți, să nu deranjez pe cei din jur, dar dacă dumneavoastră știți că trebuie cu anumită intensitate, pot să mai ridic vocea sau... Nu, e foarte bine, e foarte bine așa. A clădit o viață personală temeinică, în sensul că a avut o familie deosebită, a încercat așa de-a lungul anilor să nu se dea bătută. Chiar dacă au trecut câteva luni de când ați poposit prima dată în casa Ștorc, oricând sunteți bineveniți în această atmosferă de acum 100 de ani, când pictorița și sculptorul Frederic Ștorc vă primeau cu această notă specifică a artei românești. Nostalgia vremurilor trecute o veți întâlni în oricare încăpere din casă, iar plantele din jur și atmosfera aceasta de primăvară vă va îmbia.
a deschis fereastra și am mers un pic să vorbim cu el. Da, da, domnișoara Irina, că vreau să fim da, în siguranță așa. Să vă fi făcut plăcere să petreceți câteva clipe în casa Stork, alături de lucrările celor doi artiști, Frederic și Cecilia. Aș vrea să vă povestesc despre Cecilia, dumnea ei care a pictat atât de multe scene din întreaga Europa. În tematica abordată de Cecilia, alături de flori, peisaje europene, foarte des sunt întâlnite fizionomiile feminine. Nudurile diferitelor țigăncuși care îi foloseau drept modele în perioada aceea oglindesc chipurile Sandei sau ale Florii. Dacă Sanda este oglindită în fresca de la Sala Tronului, Floarea are numeroase portrete în atelierul de pictură al doamnei. Era modelul preferat, se crease și o legătură sufletească între această femeie și Cecilia. Dumnea ei venea foarte des și era ajutată din punct de vedere material de către Cecilia și pictorița a fost foarte afectată în momentul când a auzit că Floarea și-a pierdut, a sfârșit într-un mod tragic, fiind ucisă de către soțul ei.